incredibil, doamnelor și domnilor, al scandalului care a ajuns să aibă dimensiuni penale între Anda Adam și persoana de la care a cumpărat casa, ajunge astăzi în fața dumneavoastră la un alt nivel, mai înalt și mai puternic. Anda ne-a trimis declarații absolut incredibile, o să o auziți astăzi. Avocatul intră în direct și pentru prima oară avem declarația proprietarului casei. Știți deja povestea, e vorba despre faptul că Anda Adam și-a dorit să cumpere această casă, când momentul în care și-a dorit încă nu era succesiunea făcută pe casă, a așteptat și în timpul acesta a făcut niște investiții în casă, după aceea a încercat să contracteze un credit, de aici încolo apele s-au rupt pentru că n-a mai vrut proprietarul să vândă casa, i-a dat banii înapoi, este acuzată pentru furt că nu se mai găsesc lucruri în casă, Anda spune că au fost luate. Anda a fost acuzată ieri de avocatul Cuculis de fraudă. Sunt cuvinte foarte, foarte grele. Pentru prima oară, cu puțină vreme în urmă, există o declarație a proprietarului casei. Cu siguranță că Anda va răspunde acestor întrebări chiar astăzi în emisiune. Ia să vedem aceste declarații care completează acest tablou al unui conflict care pare să fie departe de final. Prima discuție cu doamna Anda Adam a avut loc în luna martie anul trecut, când am informat-o că noi trebuie să facem succesiunea pentru socrul meu și că va dura câteva luni procedura. A spus că este perfect așa, pentru că are timp până în august să strângă bani. Inițial nu s-a pus problema niciunui credit. Am primit 5.000 de euro avans și a rămas să finalizăm tranzacția în luna august, când se termină succesiunea. Procedura de succesiune s-a întârziat puțin până la finalul lunii septembrie. Când actele au fost gata, am contactat-o pe doamna Adam, care mi-a spus că nu are banii și că urmează să facă credit pentru a achita imobilul. Fac aici o pauză. Anda a spus ieri că voia să cumpere această casă pentru mama ei, pentru că are o altă locuință în construcție, de unde ați văzut-o filmând pe șantier, unde urma să stea ea împreună cu fiica ei și probabil viitorul soț. La un moment dat am fost sunat de la bancă și mi s-a comunicat că nu i se aprobă creditul, pentru că s-a constatat că a dorit să facă credit pentru același bun la două bănci diferite. Este declarația proprietarului. Anda spune că nu este adevărat. Nu știu ce a intenționat dumnea ei și nu este treaba mea, dar nu a avut bani să plătească. Nu am avut nicio intenție să o păcălesc cu nimic. Doamnelor și domnilor, sunt multe. Concluzia este că nu și-a permis să cumpere această casă, mai are o casă lângă proprietatea noastră care este lăsată în paragină, dar tot așa nu este treaba mea. La finalul anului trecut a fost greu de găsit, era plecată cu treabă, mi-a zis că nu are restul de bani încă și am vrut să oprim această situație. Am dovada că i-am înapoiat și avansul primit, cei 5.000 de euro. Dumneavoastră mi-a cerut 30.000 de euro pentru investiția făcută. Deci, atenție mare, Anda a făcut investiții în casă, ați văzut. Toaleta aurită, schimbate balustradele, scările, într-adevăr elegant, ea a cerut 30.000 de euro. Și pentru investiții mi-a cerut să facem un act antedatat la notar. Prin urmare, cum ar fi un drept de retenție, părăsesc casa, dar atât am cheltuit. Nu fac eu așa ceva, nu am fost de acord, eu am rugat-o să nu schimbe nimic, să nu se grăbească până nu devine proprietar. Aici iarăși, așa, o să completăm după aceea cu comentarii. I-am spus și că se vor face actele greu, noi avem acte în care casa arată altfel. A zis că se descurcă, cum arată casa acum, nici nu pot să o vând. Nu sunt cel încurcat, eu sunt cel încurcat, nu dumnea ei. Soacra mea a decedat acum două luni, dacă avea banii, după cum am discutat, se făcea tranzacția așa cum am vorbit. Repet, nu a avut banii, nu a primit credit, nu a vrut nimeni să o păcălească, nu știu ce încearcă dumnea ei să facă. Doamnelor și domnilor, prin urmare, părțile spun fiecare, au fiecare o anumită parte de adevăr. Anda spune că nu a vrut să ia credit la două bănci,
Și o să vă lămurească imediat Anda, pentru că mai are multe amănunte extraordinare pe care are de gând să le ofere în exclusivitate numai dumneavoastră astăzi la Exclusiv VIP. Din punct de vedere al investițiilor în casă, ea le-a făcut, e adevărat. Ați văzut, omul spune aici, foarte interesant, domne, eu i-am spus să nu facă. Pe de altă parte, Anda spunea ieri, foarte interesant, eu i-am spus, domne, eu nu o să stau în lucrurile astea. Cum spunea Anda la telefon, domne, asta e bucătărie de om bătrân, nu-mi plăcea scara, ăsta nu-i WC-ul pentru ceea ce îmi doresc eu în viața mea. Dreptul ei, evident. Bine, pentru mama ei. Ea spune că omul a luat lucrurile din casă cu consimțământul ei și, atenție, în momentul în care eu i-am spus ieri Andei, ai grijă, că nu știu dacă ai acte, a spus, de ce spui chestia asta pe post? Pentru că eu am probe. Deci, ce spune proprietarul? A schimbat casa fără să mă întrebe și n-am vrut. Pe de altă parte, ea spune, ba, a luat lucrurile și am dovezi pentru chestia asta. Scandalul este cât casa, doamnelor și domnilor. Peste câteva minute, imediat, o să mai avem un subiect. O să intrăm în legătură cu domnul avocat Cuculis. Și Anda Adam vorbește, doamnelor și domnilor, și lămurește foarte multe situații. Avocatul răspunde, e foarte tare. După o scurtă pauză ne întoarcem.